alături de AJV și vă doresc în continuare să aveți sărbători binecuvântate. Cu permisiunea dumneavoastră, invit alături de mine pe organizatorii acestui eveniment, pe președintele Viorel Lolea, pe care îl considerăm vinovat în ghilimele de acest eveniment, pe domnul vicepreședinte Mihai Boru, celălalt vicepreședinte, domnul Cristi Ciodâncă, domnul Silviu Lupu, secretarul general al organizației și, în ultimul rând, Sorin Șelimar, membru CEX, care vor fi alături de noi în această seară, în deschiderea acestui eveniment. Vom începe să premiem în această seară cei care au excelat și au performat atât anul acesta, cât și premii speciale din partea organizatorilor pentru întreaga activitate și vom începe cu personalitățile care reprezintă fotbalul la nivel național și internațional, cei care au fost și au rămas prietenii HJF-ului. Este născut în 27 februarie 1994 la Reșița. În prezent joacă pe post de mijlocaș la FCSB și în Superliga României. Pe plan internațional are prezență la Naționala României U21 a României și a început cariera ca jucător la Muncitorul Reșița, avântul antrenor pe cel din dreapta mea, pe domnul Viorel Lobea. Cu jucătorii CS Muncitorul Reșița a obținut locul 3 pe țară la turneul Gheorghe Oța în 2005. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în această seară, la această gală, îl invităm alături de noi pe Ovidiu Popescu. Important pentru întreaga activitate desfășurată în slujba fotbalului județean. Și a început cariera la FCM Reșița în anul 2000, în Liga 2. În anul 2002 s-a transferat la Steaua București în Liga 1. A jucat următorii 7 ani de carieră la Bucuraș, câștigând divizia în 2004-2005, 2005-2006 și de asemenea Supercupa României în anul 2005-2006. A mai jucat la Dinamo București, UTA, Lorca Deportivă, CF și FC Arău. Alături de noi este unul dintre numele de referință ale fotbalului românesc, Daniel Opița. Completăm și faptul că ca antrenor a pregătit echipele Metalul Reșița și Juventus București, CSM Școala Reșița, Voluntari Iubeli și, în ultimul rând, Steaua București. Așadar, astăzi la Reșița, alături de sportivii din fotbalul bărșan, o legendă a fotbalului românesc, Daniel Opița. Mergem mai departe cu premierea și o să dăm un premiu pentru întreaga activitate fotbalistică. Are venerabil la vârsta de 72 de ani, s-a născut la Cluj. A sosit la Reșița în 1976, prin transferat la Gloria Reșița de la CFR Cluj. Are activitate de peste 46 de ani în slujba fotbalului cărșan. În prezent, pregătește echipa de junior cu 12 CS Negănea Reșița, filiala Prepu, este managerul și conducătorul echipei de Liga 5 a CS Negrea Reșița. Și a început cariera ca antrenor la CSS Reșița, unde și-a și încheiat activitatea în anul 2014. Terenul de fotbal de la Prepu poartă numele domniei sale. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Tudor Negrea! Domnul Cristian Șurică va numa premiul domnului Negrea.
aplauze pentru tinerii de la legenda Fotbal din Tărășani. În acest moment vom premia clubul cel mai reprezentativ al județului Caraș Severin. Clubul sportiv Mucidoresc Reșița, cunoscut și sub numele de CSM Reșița, este cel care a intrat ca și club de fotbal profesionist din Reșița. Echipa evoluează în prezent în Liga a doua. Fondat în 1926, clubul are ca palmares un campionat național și o Cupa României. În anul 2019, clubul și-a schimbat denumirea din CSM Școlar Reșița în Club Sportiv Mucidoresc. În campionatele județene de juniori, AJF Caraș Severin are înscrise un număr de 9 echipe de juniori. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, Club Sportiv Mucidoresc Reșița. Domnule vicepreședinte Mihai Boru va amâna diploma reprezentanților. Și în susținerea fotbalului Cărășan. Este un tânăr investitor de 42 de ani, născut la Caransebeș, a copilărit în cartierul Balta Sărat al municipiului Caransebeș. S-a atașat de mic copil de echipa cartierului copilării sale, pe care o finanțează din bani proprii. Are afaceri în străinătate și a ales să finanțeze echipa de seniori actuală a Caransebeș. ACS, Magica Balta Caransebeș, a revenit în fotbal județean în anul 2019 și a câștigat aproape în fiecare an cât un trofeu județean. Este campioană județeană în 2021-2022 și câștigătoarea Cupei României, faza județeană 2022-2023. În prezent, este liderul de toamnă al Ligii a 4-a AJF Caraseverin. Îl invităm pe domnul Sorin Săriștean să rămâneze diploma domnului Gheorghe Bărană. Mulțumim încă o dată pentru invitarea și financiară și sufletească acestui investitor și sperăm ca și alți investitori să-i urmeze calea și să sprijine fotbalul Cărășan. Mergem mai departe și premiem un alt investitor. Este un tânăr investitor de 42 de ani născut la Reșița. Actualmente e stabilit în Statele Unite ale Americii. De 17 ani, în vara anului 2022, a creat clubul FC Mega Bocodinț, pe care îl susține din bani proprii. A început în Liga 5 și a câștigat premiul Trofeul Cupa României, faza județeană. A pus baze unor echipe de jucători U9, U11 și U17, dintre care U11 este vicecampioană de toamnă, în prezent am prezentat adiție de campionat. Îi invit pe domnișoara Andreea Ignaț să ridice premiul domnului Flaviu Stian Cumbrășineni, domnia sa din Statele Unite, transmițând salutări tuturor organizatorilor și mulțumindu-ne pentru acest premiu. Aceste premii, următorul premiant are 46 de ani și este unul dintre foștii jucători ai emblematici ale Reșiței. Este un produs al CSM Reșița, a jucat în postul de fundaș în echipele Astra Ploiești, Petrol Ploiești, ca și FCU Craiova, Zimbru Chișinău, Dacia Chișinău și Farul Constanța. Activitatea de antrenor a început în anul 2009 la CSM Școlar Reșița, apoi Semenicul Văliu, CSM Reșița, Politehnica Timișoara, Voința Lupac și Mondo Reșița. A creat cel mai mare club privat din Reșița, ACS Mondo Reșița, care are în prezent peste 250 de copii legitimați.
Mondoreșița are filiale în județ, la Măureni, la Tărecova, la Herculane, la Mehadea și Oravița. Îl invit pe domnul președinte Viorel Rolea să emineze premiul domnului Lucian Mihail Dobre. Este un investitor privat al fotbalului din comuna Berzovia, fiul al locului, susține fotbalul local prin Asociația Sportivă Școlar Star Berzovia, pe care a susținut-o încă de la înființare în anul 2013. Clubul a progresat în fiecare an, devenind vicecampion județean la U17 și în 2018-2019. Este câștigător al Cupei Satelor, ediția 2023. Ediția din Berzovia are, la ora actuală, 45 echipa din Berzovia, 45 de jucători legitimați la U13 și la fete are 15 fete legitimate. Domnul președinte Viorel Rolea va mâna diploma și trofeul domnului Liviu Brumar. Din păcate, domnia s-a întârziat și o să vină. Cineva să ridice premiul domniei sale. Suflet este CSM Mereșița, a cărei suporter activ este încă de la vârsta de 15 ani. Susține echipa orașului Anina, logistic, dar și financiar. Este membru marcat al galeriei locale Forța Minerului. Îl invit pe domnul Cristian Șobâncă să numeze premiul domnului Viorel Contescu. Contescu. Echipă privată pe care a creat-o în anul 2018, din dorința de a oferi tinerilor localnici posibilitatea să practice fotbal. În prezent, susține activitatea echipei de junior cu 9 a copiilor din Prigor, Șeftinie Murgu. Îl invit pe domnul Mihail Bolu să numeze premiul domnului Iosif Drăgan. La echipa ACS la Loșez. Din anul 2022 a început cu echipa de seniori și a continuat imediat cu formarea unei echipe de junior 15. Dacă în primul an activitatea de la Loșez a jucat cu partidele de acasă pe terenul Nela din Bozovici, datorită acestui domn, echipa de Loșez evoluează din ediția de campionat 2022-2023 pe terenul propriu, la nonul din Darmoșeț. Îl invit pe domnul Cristian Șobâncă să urmeze premiul domnului Adrian Trisca. Sece, Stalingrad de 1922, Arașevo, cu prima iubire a fotbalului nu se uită, domnul care va fi premiat în continuare, are un rol determinat în revenirea echipei Sece, Stalingrad de 1922, Kosovo, un fotbal județean, comuna Arașevo. A înființat și o grupă de juniori cu 11 susținute tot de domnia sa. Îl invităm alături de noi, primindu-l domnul președinte Viorel Rolea, pe domnul deputat Juri Slobodan Ghera. Bună seara, stimat domnule președinte, Asociația Județeană de Fotbal.
distinși membrii ai presei, onorați membrii prezenți astăzi, domnul primar, domnul președinte ai cluburilor din județul Caraș-Severin, sunt deosebit de onorat să fiu astăzi prezent alături de voi și pot spune ca iubitor și susținător al sportului că acest merit este de fapt și meritul întregii comunități, iar ca să nu lungesc prea mult discursul, vreau să vă felicit din suflet pentru tot ceea ce ați făcut pentru fotbalul din județul Caraș-Severin. Felicitări domnului președinte, Viorel Lulea și tuturor celor care ați fost implicați. Vă mulțumesc, o seară minunată, săptămâni luminate. Mulțumim și noi. Este unul dintre promotorii învierii fotbalului din localitatea Răpușnicul Mare, alături de primăria comunei și echipa managerială condusă de doamna primar Dăciulă. Echipa din Răpușnicul Mare a revenit în fotbal județean din anul 2021 și a devenit finalistă a Cupei României în primul an de competiție. Datorită implicării a domniei sale și al lui domnului Florin Guta, al lui Ion Drăgoi, echipa Foresta Răpușnicul Mare a avut evoluția apreciată la nivelul Ligii a 5-a. Invit pe domnul Cristian Șovin că să numeze premiul și diploma domnului Ilie Bihoi. Susținerea echipei de fotbal a comunii ACS Ciclova Română. La nevoie ajută echipa și din teren, fiind legitimat ca jucător amator a echipei din septembrie 2018. Doamne, domnișoare și domnul, domnul Mircea Cătălin Golu. Apreciez gestul prietenului meu, Viorel Lulea, pentru că efectiv m-a surprins. Iar pe ceilalți colegi ai mei care sunt prezenți și vor să susțină fotbalul Tărășan, invit cu tot dragul să susțină, pentru că sportul creează plăceri și dă o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Vă mulțumesc frumos, sper să vă organizați aceste ediții pentru că sunt foarte minunate și vă doresc o distracție plăcută și Doamne ajută înainte. Fotbalul prin echipa FCS Bistra Limboca, încă de acum 2 ani de zile. A dat jucător de valoare și a stabilit obiective ambițioase pentru echipa comunei. Este liderul echipei, alături de antrenorul Marius Puiu și a încercat ca tineri localnici, în special jucătorii, să facă sport pentru FCS Bistra Limboca. O să-l invit pe domnul Viorel Lulea, președinte al care se dă fotbalului Tărășan, să numeze diploma domnului Sergiu Hârzi. Se Voința Lupa și mai apoi Liga 4 și Liga 3. În prezent, Voința Lupa este singura reprezentantă a județului Caraș-Severin în Liga 3-a. Înainte de promovarea Liga 3-a în anul 2021, Voința Lupa a determinat fotbalul Tărășan, fiind acum campionul județean și câștigătoarea Cupei României, faza județeană. Domnul Cristian Șovinco să înmâneze diploma domnului Marian Vasici. Și pentru că îl cunosc de foarte mulți ani și este, cum spun, bănățenii și... Vă mulțumesc din suflet pentru premiul care mi-ați arătit în lumie, în unitate care, din care fac parte, comunitate croată, că ei m-au ajutat să pot să mă ajut și pe ei. Că fără ei, practic, continuă să fac nimic. Așa că vă mulțumesc mai o dată și le mulțumesc
toate pe care și fotbaliștii, și perechi frumoase în pe aici, și oameni frumoși. Așa că vă mulțumesc din suflet. Și noi ne mulțumim, doamne primar. Și aici am mult contrazic, chiar sunt multe femei frumoase. AJV, care se devin, o să primeze implicarea și dezvoltarea fotbalului județean în Comisia Tehnică a AJV, care se devin. Are 42 de ani și a dedicat viața fotbalului încă de la vremea junioratului. A jucat fotbal la Metalul Bocșa în 1990-1995, la SC Secara Sebeș în 1995-1998, Recolta Bozovici cu promovare Liga 4 în 1999. Electrica Timișoara, Progresul Betaia, Color Timișoara, Minerul Moldova Nouă și Progresul Pezăriș. Antrenor a pregătit echipele Recolta Zonel Județean 2006-2008-2005-2012. Este președintele Comisiei Tehnice a JFK-ul Sărăin, mentor, licență UEFA și este responsabil de proiecte de pregătirea antrenorilor licența UEFA. Invit pe domnul Mihai Polu să mâneze diploma și premiul domnului Nosal Robert. August 2017 și este un produs al fotbalului din Ania. A început fotbalul la vârsta de 7 ani. Primul antrenor a fost Ioan Bodea la ACS Viitorul 2014 Ania. A făcut obiectul selecționării județene în AJV CSU 13. Ca urmare a evoluțiilor foarte bune, a fost transferat la Liberia Timișoara pentru perioada 2022-2023. A revenit la echipa orașului Ania la solicitarea antrenorului Ioan Bala. Este capitan echipei de fotbal și a fost remarcat de către foarte mulți antrenori. O să invit pe domnul Vitu Popescu să premieze pe tânărul tătar Denis Alexandru. Și din acel moment, fotbalul din Anima a avut un transfer ascensorul spre Montreal și la succes. A fost selecționer cu 17 la AJV care a sărăit între anii 2015-2017 și U13 între 2020-2021. A fost campion județean la U17 AJV SCS în 2015-2016. Vicecampion județean în 2016-2017-2017-2018 până în 2022. Campion județean la U17 AJT care se revin ediția 2022-2023. Actualmente este antrenor echipei de senior CSO Amina, vicecampioană județeană între anii 2020 și 2022. Îl invit pe domnul Daniel Oprița să mâneze premiul domnului Ioan Badea. Este să încească continuare și să urmărească visurile.
Îi mulțumim pentru discurs și putem spune că are și speech politic. La fotbalului județean din orașul Bocșa. Personal mă leagă o prietenie de mulți ani de zile. El este un om care a făcut și face foarte mult prin această nebunie frumoasă pe care și-a dus-o în viață. Și o să spun așa, că eu și eu fiind bocșan, pot să vă spun despre acest om, că este un nebun frumos al fotbalului din Caraseveria. S-a născut la 30 aprilie 1954. Este în lumea fotbalului din 1974. Din 1980 și-a dedicat antrenoratului viața. În anul 1989 a plecat în Germania, la Ulm, și a pregătit echipe locale la nivel de amator. În anul 2021 a fost promotorul și revigorare tradiției fotbalului din Bocșa după întrerupere de 5 ani de activitate la Metalul, care a venit în fotbal la echipa ACS Golden Kids Bocșa, în prezent locul 2 în zona Caransebeș. Îl invit pe domnul Daniel Oprița să-l premieze pe un om pe care toată lumea cunoaște, Ion Petrișor. Doresc tuturor sărbători fericite, dar vreau să mulțumesc în primul rând omului, datorită căruia Bocșa n-ar fi avut echipă în campionatul județean. Este domnul președinte Lorea, care cu o zi înainte a fost de acord ca echipele din Bocșa să intre în campionat. Noi aveam echipe, dar nu aveam unde să jucăm. Mulțumesc încă o dată și vă doresc un an nou fericit tuturor. Premiată de domnul Dan Miholcea. Până la urmă rămân cei care decid soarta fotbaliștilor pe teren. Are 41 de ani, a jucat fotbal la CS Mereșița, la junior și tineret timp de 7 ani. A început arbitrajul în anul 2000 și a urcat ierarhii toate drepturile ajungând arbitrului divizionat C în 2005, unde a arbitrat timp de 8 ani. Din anul 2012 a promovat în lotul național Liga 2, a activat timp de 89 de ani. În prezent este arbitru la nivel județean, ajungând comisia județeană, ajutând Comisia Județeană de Arbitrii, unde țineți funcția de vicepreședinte CJA. Este observator de arbitrii, lotul Liga 3, FRF. Îl invit pe domnul Dan Miholcea să numeze premiul domnului Dorin Vorna. Și este elev al Colegiului Național Traian Alescu de Reșița. A început arbitrajul la 15 ani și jumătate și în prezent are categoria 1A. A dat dovadă de calități excepționale și are în prezent peste 50 de meciuri jucate de senior arbitrate la nivelul Ligii 4 și 5-a, ca arbitrat cu succes. Îl invit pe domnul Dan Miholcea să-l prezint, să-l premieze pe domnul Andrei Lăvan. Din
joacă ca atacant la ACP, în Magica Caraseveș, liderul de toamnă în prezente ediții de campionat. Chiar dacă a mai evoluat și la Progresul de Zăriș, Florin este un produs a fotbalului din municipiul Caraseveș. Evoluând la școala sportivă, viitorul Caraseveș din Magica Balta. Îl invit pe domnul Ovidiu Popescu să-l premieze pe Florin Meghereș. Facă treabă și mai bună. Sărbători fericite și ne vedem sănătoși la toate cele bune. 22, cu care am ținut promovarea din primul an de activitate. A crescut nivelul valoric al fotbalului din Șoșdea, echipa crescând frumos și sigur la nivelul Ligii a 4-a. Îl invit pe domnul Dalin Oprița să-i numeze premiul și diploma domnului Flavius Mihai Costescu. Are 25 de ani, joacă atacant și a avut o contribuție importantă la traseul ascendent al echipei Voința Vrana. În ediția trecută de campionat a fost golgheterul echipei, în prezent fiind în luptă strânsă cu căimperul Marius Luciu. A marcat în momente decisive pentru echipa din Vrana și și-a mobilizat echipa în cele mai dificile momente. Invit pe domnul Ovidiu Popescu să întreneze pe Bogdan Gabriel Sandru Marian Căuțu. Severin, cel mai bun antrenor Liga 5-a. Are 32 de ani, este unul dintre promotorii promovării fotbalului din Vrani, considerată prima echipă sădească din România. Lider născut. A creat două echipe de junior, under 17 și under 13, cu care, la care sunt legitimați 52 de copii din comunei CSS Voința Vrani, este campioană de toamnă în 2023-2024. Îl invităm pe Daniel Oprița să premieze pe Bogdan Rat. Din 1.9.2023, cu care este lider de toamnă. Îl invit pe Ovidiu Popescu, pe Ladi Popăceanu, să-l prezinte și să-l premieze pe Răzvan Constantin Ciurea. A făcut carieră în futsal A, mai evoluat la Blue Angels Brașov și implementată la Zon Moldova și Pinar Bașken, sper că am pronunțat bine, în Turcia. Și la Zrenjanin este sponsorul echipei CS Negrea Reșița în campionatul județean. Invităm tot pe Vladi Copăceanu să-i numeze premiul domnului Alin Negrea. Bună seara, dragi colegi! Mulțumesc tuturor membrilor afiliați care sunt prezenți la această gală a fotbalului Tărășan. Ne cerem scuze, fiindcă nu a fost totul perfect. În fiecare an trebuie să venim cu ceva în plus, cu ceva nou. Suntem foarte fericiți că am atins borna de 3.000 de jucători legitimați în județul nostru, pentru noi chiar este o performanță foarte mare. Vă mulțumesc tuturor celor 200 de oameni de fotbal care ați răspuns prezent astăzi la acest eveniment.
Mulțumesc lui Ovidiu Gobescu, mulțumesc lui Daniel Oprința, mulțumesc întregului colectiv AJF Calaise Berlin, în frunte cu membrii Comitetului Executiv, fără de care nu am putea să realizăm mare lucru. Mulțumesc Comisiei Județene de Arbitri. A trebuit să mulțumesc la foarte multă lume, îmi cer scuze dacă omit pe cineva. Înainte să închei, vreau să vă fac aceeași promisiune care o fac în fiecare an. O să rămân același om, chiar dacă simpatizez politic, tot timpul am fost și voi fi de dreapta. Unica politică al Asociației Județene de Fotbal Calaise Berlin este și va fi politica fotbalului. Vă doresc sărbători fericite, toate cele bune, la mulți ani și distracție plăcută în continuare. Mulțumesc! Nu, are 44 de ani și sprijină echipa din Rafnic de peste 37 de ani. Invităm alături de noi pe Mihai Vega să primească premiul. Să vină cineva de la Rafnic să îl ridice. Mulțumim! Yeah.